Bună, Vera! Bună, Ana! Avem astăzi o investigație. Tu știi că tema este coronavirus. Întrebările o să le vezi pe parcursul sesiunii. Când ești pregătită, putem începe și spunem dacă vrei să-ți număr de la 10 la 1 sau de la 5 la 1. De la 5. Începem. Poți închide ochii. Iar eu am să număr descrescător. De la 5 la 1, în timp ce tu te relaxezi treptat. Conectează-te acum cu informațiile legate de un tip particular de coronavirus numit COVID-19 și spunem ce percepi. Am în față o structură virală sferică. Pe care o pot denumi COVID-19. Cum percepi acest virus? Este destul de greu să-ți spun dacă este ca un desen animat sau cumva între râs și plâns. Ce te face să dai această descriere? Prin ceea ce percep legat de această structură. Privit din exterior este de râs, dar prin acțiunea pe care o are este de plus. Spunem dacă percepi că acest tip de virus a apărut printr-o mutație naturală sau s-a intervenit artificial asupra lui. Este intervenit artificial asupra lui. Nu este o mutație naturală. Sunt alte informații pe care le percepi acum în legătură cu această intervenție? S-a dorit modificarea lui și s-a lucrat foarte mult pentru a se ajunge la această stare în care se află acum. Okay. În februarie 2014, în Wuhan, China, a fost inaugurat un laborator de nivel 4. Asta înseamnă autorizat să manipuleze virus letal pentru om. Spunem dacă vezi o legătură între prezența acestui laborator în Wuhan
și originea declarată a pandemiei în același oraș. Da, există. Dar virusul nu este creat aici. A fost adus în acest loc. Ce percepi în plus? S-a dorit pornirea lui din această zonă și pentru alte interese politice, economice, militare. Și de reglarea unor polițe, să le zicem așa. Bun. Răspândirea lui în afara laboratorului atunci percep că a fost deliberată? Nu a ieșit din acest laborator. El a fost adus în Wuhan, dar nu a ieșit din acest laborator. Este doar un pretext. Bun. Și atunci am să pun întrebarea. Pandemia pe care o avem, cu ce este? Este cu COVID-19, cu manipulare și cu jocuri politice. Nu este doar o pandemie cauzată de un virus. Dar spui că virusul nu a ieșit din laborator. Nu, el a fost adus în această regiune. Într-un mod expres. S-a folosit de existența acestui centru de cercetare și dezvoltarea microorganismelor și modificarea lor, dar nu în acest laborator a fost creat. Ok. Care percep că este efectul acestui tip de virus asupra organismului uman? Schimbarea la nivelul ADN-ului. Ok. Dăm mai multe detalii cum se produce această schimbare, ce percepi? Pur și simplu blocarea unor anumite secvențe, unor anumite catene, blocarea voinței la nivel tradusă la nivel fizic și energetic. Și în cazul în care organismul nu este echilibrat, structura cu totul nu este echilibrată, apare o accentuare a temerilor și fricilor, blocând voința. Rudolf Steiner, vorbind despre gripa din 1918, spune că virusul este un efect și nu cauza, că virusul, pandemia, ar fi o formă de răspuns a unei celule otrăvite sau intoxicate. Și întrebarea este dacă vezi o legătură între infecția cu COVID-19 și gradul de intoxicare a unei celule. Intoxicare chimică sau intoxicare electromagnetică.
Da, există o legătură. Cum vezi această legătură? Păi, în primul rând, intoxicarea chimică desfășurată în decursul a zeci de ani asupra alimentelor de bază și procesarea lor. Stropirea cu anumite substanțe la nivel electromagnetic. Vorbim de câmpurile electromagnetice create de diferitele device-uri, antene, evident și de la 2G, 3G, 4G, 5G, toate acestea amplifică și scad imunitatea sistemului imunitar al organismului de a face față apărării. Este o intoxicare. Ce percepi în legătură cu efectul hidroxiclorochinei în infecția cu coronavirus? Este limitată. Stopează pentru un moment, după care virusul poate să reapară, pentru că se stopează efectul și nu cauza. Ce percepi în legătură cu efectul vitaminei C în infecția cu coronavirus? În cantitate mai mare decât cea cu care este obișnuit un om, corp fizic, este foarte bună. Vitamina C, practic, aduce lumină în corp. Bun. Dar nu trebuie să depășească o perioadă de o săptămână, maxim două, cantitatea mare, pentru că poate produce daune puternice pe, la nivelul altor organe. Bill Gates vorbește frecvent despre necesitatea reducerii populației prin vaccinare, controlul reproducerii și intervenția în sistemul de sănătate. Fundația Bill și Melinda Gates a finanțat un institut care încă din 2015 deține un brevet pentru producerea unui vaccin anticoronavirus, alt tip decât COVID-19. Spune-mi dacă tu percepi o legătură între vaccinare și reducerea populației. O legătură fie directă, fie indirectă? Este o legătură directă. Ok. Care este? Reducerea vaccinului în corp se refer la vaccinul creat de către Fundația Bill Gates. Se introduc și nanoparticule care pot fi activate ulterior la o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu se poată să se facă legătura între vaccin și posibilul deces. Bill Gates vorbește recent, pe 25 martie, a fost publicată această înregistrare, despre necesitatea ca fiecare persoană să posede un certificat de vaccinare prin care să fie dovedită imunizarea. Spune, dacă tu percepi în viitor posibilitatea obligativității vaccinării prin lege sau doar restrângerea drepturilor celor care sunt nevaccinați? Nu va fi posibilă acțiunea lui Bill Gates. Nu se va da acest certificat. Și nu va fi vaccinarea obligatorie.
acum depinde de nivelul de conștientizare al fiecăruia dintre noi. Iar marea masă începe să se trezească la această realitate. Să vadă că nu este obligatorie vaccinarea și că nu este necesară. În octombrie 2019 a avut loc Event 201, o simulare privind o posibilă pandemie. Evenimentul a fost finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates. Spunem dacă vezi o legătură între acest exercițiu și izbucnirea imediată a pandemiei. Da, este. Pentru că a vrut să grăbească lucrurile. Nu pot să-l acuz în mod direct pe Bill Gates sau Fundația Bill Gates, dar există o legătură între această pandemie și a anumitor persoane apropiate de familia Gates. O legătură între pandemie și între pandemie și acest Bill Gates și familia lui. Ok. Juan a fost unul dintre primele orașe unde au fost instalate rețele 5G la 1 noiembrie 2019. Spunem dacă vezi o legătură între instalarea acestor rețele în Juan și originea pandemiei în același oraș. Originea declarată. La momentul în care a pornit și a fost declarată pandemia, nu era nicio legătură. Antenele au fost montate pentru a putea activa anumite particule din vaccinul care urma să fie administrat. Doar că la acel moment nu s-a administrat vaccinul așa cum a fost gândită operațiunea. În schimb, aceste antene, în momentul în care sunt activate, produc unde electromagnetice asupra structurilor fizice, traducându-se prin scăderea imunității. Și au accelerat acest efect și transmiterea virusului. Aceasta era următoarea întrebare, care percep că sunt efectele 5G asupra organismului uman. Efectele vor fi devastatoare pentru organismul uman după vaccinare. În cazul în care o persoană acceptă să fie vaccinată, și se află într-o zonă în care este câmpul acestor, se află într-o zonă de câmp activ al unei antene de 5, care transmite la nivel 5G. Ok. Efectele se văd în maxim 2-3 luni. Ce se întâmplă? Efectul final fiind decesul. Ce se întâmplă în organismul uman? Pur și simplu, toate celulele nu mai au cum să aibă echilibru. Se mișcă haotic și nu mai răspund la stimul corespunzător, atacându-se una pe cealaltă. Ok. Spune-mi dacă vezi acest efect la
toată populația? Sau care sunt, dacă sunt diferențe, care sunt criteriile? Sau care sunt diferențele, de fapt? În timp apar aceste probleme la toți cei care stau o perioadă în zona câmpului acestor antene. Dar fiecare organism este unic, diferit și felul în care reacționează depinde foarte mult de felul în care structura mentală este focalizată. În sensul că între felul de a gândi și corpul fizic există o interacțiune foarte puternică. Deci nu orice organism, nu orice persoană care este vaccinată și supusă 5G va ajunge să la deces după câteva luni. În timp poate să ajungă pentru că efectul este foarte puternic. Gândește-te cum este să duci persoană lângă un foc foarte mare sau pejar. Unii se pot frige, alții nu. Okay. Depinde de structura mentală. Și atunci cum percepi la origine această situație? Și aici dau doar exemplu, gândindu-mă la ceea ce a declarat Bill Gates, că urmărește reducerea populației, nu dispariția populației. Selecția, ar fi mai corect spus. Selecție. Selecție aparent naturală. În jurul valorii de 60 de gigahertz, valoarea asociată cu 5G, molecula de oxigen absoarbe energia electromagnetică. Știind că oxigenul circulă prin corpul nostru, da? Îl absorbim la nivelul plămânilor, intră în fluxul sanguin și ajunge la celule. Spunem dacă percepi un efect al radiației de valoare 60 de gigahertz asupra oxigenului care circulă în organismul uman, care ajunge la celule. Normal, acesta se diminuează. Celulele nu mai ajung să perceapă aceeași, să primească aceeași cantitate de oxigen. Vezi modificări ca și cantitate sau și calitate? În primul rând, cantitate. Ok. Care sunt efectele pe care le observi? Cum reacționează un organism? Se atrofiază. Și își pierde. Se pierde, se face o fragmentare între întreaga structură, corp fizic, corp mental, corp emoțional. Programul ID 2020 presupune identificarea electronică a cetățenilor și are la bază vaccinarea generalizată. Programul este susținut de către Alianța Globală pentru Vaccinare și Imunizare și de către Fundația Bill și Melinda Gates. Spunem dacă vezi o legătură între actuala pandemie și programul de identificare electronică a populației ID 2020. Da. Descrie-mi această legătură. Control. Cum poți să faci un control ușor? Prin vaccinare. De ce? Pentru că se pot introduce în corpul fizic nanoparticule astfel încât să poți controla acest corp fizic și să-l identifici.
Elon Musk are ca obiectiv lansarea 4.000 de sateliți prin programul SpaceX. În prezent, sunt lansați sateliți în grupuri de câte 60. Ultima lansare a fost pe 18 martie. Spune-mi, care percep că sunt efectele pe termen lung asupra planetei? În momentul în care s-ar da drumul tuturor acestor sateliți să emită unde asupra Pământului, efectele asupra formelor de viață ar fi devastatoare, în sensul că câmpul eliberat de acesta nu poate fi susținut de orice formă de viață pentru un timp îndelungat. Care percep că este motivul izolării la domiciliu și care... Control. Se pot desfășura mult mai ușor activitățile de genul acesta. Sateliți, antene, 5G și așa mai departe, fără ca oamenii să fie pe stradă. Fiind sub control, ținuți în casă, bombardați prin mass media și energetic, frică, intoxicați cu tot felul de știri, pot fi manipulați mult mai ușor. Frica este cea care manipulează aici. Iar cei care doresc acest lucru sunt foarte conștienți. Și o folosesc din plin. Care percep că sunt efectele izolării asupra organismului uman? Lipsa mișcării, lipsa soarelui nu sunt efecte benefice pentru oxigenarea corpului, creierului, a tonusului. Doar că depinde de fiecare în parte ce face. Dacă își pot ajuta corpul prin mișcări, prin suplimente de vitamina C și D3, prin felul în care gândesc. Pentru că deși s-a dorit statul în casă pentru a putea fi controlați și manipulați mai ușor, din ce în ce mai mulți oameni încep să-și pună întrebări și să se trezească și să privească lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Care percep că sunt efectele pe termen lung a situației actuale la nivel social, economic sau politic? Într-un an, doi, lucrurile vor fi cu totul și cu totul altfel. Dar am să spun pe termen scurt. În momentul în care, să zicem așa, oamenii vor ieși din casă din această pandemie, din ce în ce mai mulți vor fi conștienți că au altceva de făcut, nu ceea ce fac la acel moment. Vor fi mulți care se vor întoarce la natură, la țară, vor cultiva și vor încerca să trăiască liber. În ceea ce privește partea economică, pentru unii lucrurile nu vor fi chiar atât de roze. Doar că depinde
depinde foarte mult de fiecare om în parte ce alege să facă. Cine sunt creatorii acestei situații? La nivel fizic și la nivel eteric. La nivel fizic, persoanele au fost manipulate de anumite entități pentru crearea acestei frici, temeri, pentru emoții de frecvență cât mai joasă. Pentru că lor le este de folos aceasta. La nivel fizic, cei care au făcut lucrul acesta au fost pe deplin conștienți de impact și nu sunt nici în momentul acesta. Pentru că conștiința lor, voința lor este ecranată și au senzația că acesta este un lucru bun. Iar dacă stai să privești din două unghiuri diferite, acest virus este într-adevăr nebenefic unui corp uman, dar pe de altă parte el poate fi benefic atât pentru oameni cât și pentru planetă. Depinde foarte mult din ce o privești. Ok. În ce sens poate fi benefic pentru oameni și planetă? Toți ne-am dorit, mai mult sau mai puțin conștient, o pauză. De câte ori ne-a spus fiecare dintre noi, duminică, ah, ce bine ar fi dacă mâine ar fi tot duminică. Sau, doresc o vacanță sau o săptămână formată numai de sâmbătă și duminică. Îmi doresc o pauză. Acum este o pauză. Acum este un moment în care oamenii se pot întoarce la ei. Depinde de fiecare dacă face sau nu aceasta. Nu este o blocare, nu este o forțare. Fiecare alege. Cum ne putem proteja de infecția cu COVID-19? În primul rând, eliminarea stresului și a fricii, transformarea acestora. Ar ajuta tehnicile de respirație, evident, igienizarea, dar foarte, foarte mult contează eliminarea stresului și fricii. Acestea produc în corpul uman, nu numai la nivel emoțional, dar chiar în structura fizică, frecvență de energie de joasă frecvență, corpul intrând în rezonanță cu acestea, se permite instalarea virusului. Cum ne putem proteja de efectele vaccinării? În primul rând să nu-l faci. Și totuși, dacă nu ai altă variantă, poate fi neutralizat la nivel mental și energetic. Dar trebuie să fii conștient de acest lucru.
cum ne putem proteja de efectele 5G? Se poate crea un balon protector energetic prin care să nu permiți trecerea acestor frecvenții. Dar aceasta ar trebui făcută și spre ajutorarea celorlalte ființe. Care percepi că este efectul acestei situații asupra nivelului de conștientizare? Oamenii se trezesc. O parte. Este ceea ce ne-am ales. Fiecare dintre noi. Ce efect percepi că a avut meditația din 4 aprilie? A ridicat nivelul energetic al fiecarei ființe de pe această planetă și a planetei în sine. Au schimbat foarte mult. Practic au fost făcuți 10 pași într-unul. Cam așa s-ar traduce. Ok. Conectează-te acum cu sinele cel mai înalt la care te poți conecta în acest moment, sinele tău, și spune-mi dacă ai un mesaj pentru cei care urmăresc această înregistrare. Râdeți. Zâmbiți. Acceptați-vă. Iubiți-vă. Totul este așa cum trebuie să fie. Deși ceea ce spun este din afara dualității. La un moment dat veți înțelege că totul este exact așa cum trebuie să fie. Și aveți posibilitatea să schimbați. Sunteți ființă de lumină. Amintiți-vă. Zâmbiți-vă vouă, zâmbiți-vă celorlalți, zâmbiți-le celorlalți. Și iubiți. Mulțumim. Revinu treptat, Vera. Care este emoția pe care o percep? De bucurie. Bun. Acestea au fost întrebările pentru această investigație. Deconectează-te de informațiile din sesiune. Eliberează-te de eventuale reziduri energetice și recalibrează-te energetic. Verifică-ți câmpul. E ceva care îți atrage atenția? Nu, totul în regulă. Bun. Să număr acum de la 1 la 3 și te întorci în timpul prezent. 1. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor. Liber și ușor, te simți bine? O senzație minunată de liniște și de pace curge prin corpul tău. 2. Te echilibrezi frecvențele la valoarea ideală pentru tine?
Simți cum corpul tău se încarcă cu forță și energie. Te simți bine, liberă, energică și puternică. 3. Ești prezentă aici și acum. Cum te simți? Îți mulțumesc pentru participarea ta voluntară la această investigație. Și îți mulțumesc. Ne luăm aici la revedere, dar te rog să mai rămâi online. Sigur. La revedere. La revedere. Bună tuturor! Această investigație a venit ca urmare a unui studiu personal privind situația mondială actuală. Evident că focusul inițial a fost pe coronavirus și COVID-19, dar pe măsură ce am accesat informații, am întâlnit foarte multe coincidențe, situații, aparent fără legătură, se desfășoară în aceeași perioadă. Așa cum fac și în regresii, caut informații la origine și apoi încerc să văd imaginea de ansamblu în afara fricii, furiei sau credințelor limitative. Am șansa să discut frecvent cu o persoană apropiată care consideră că noi suntem doar corp fizic, experimentăm 100 de ani și aceștia doar pe Terra. Această persoană vede corelațiile care se fac între coronavirus, vaccinuri, 5G, identificarea electronică a populației, ca fiind parte a unei teorii a conspirației. Pentru mine este o oportunitate de învățare, deoarece îmi reamintește constant că fiecare dintre noi vedem lumea prin propriile lentile sau prin vălul care ne-a fost tras peste ochi, așa cum spun cei care au fost numiți conspiraționiști. Conștientă că corelația nu înseamnă cauzalitate, iar informațiile se transmit pe modelul telefonul fără fir, am studiat informațiile la originea lor și am ajuns pe site-uri precum Center for Disease Control, John Hopkins Center for Health Security, companii farmaceutice, TED, Technology Entertainment Design, CBS News, ID 2020, site-ul celor de la Okla care afișează în timp real rețele 5G, SpaceX, companie fondată de către Elon Musk. Într-o lume în care, teoretic, avem dreptul la exprimare liberă, a părut cel puțin ciudat să văd cum dispar de pe internet materiale care fac legătura între coronavirus și 5G, fără ca ele să fie retrase de către autorii lor. Și aici nu mă refer doar la interviuri cum a fost cel recent de la London Real. Urmăresc de foarte mulți ani conferințele TED și mi-am reamintit cu această ocazie de o înregistrare de acum 10 ani, februarie 2010, în care Bill Gates declară că pentru reducerea emisiilor de carbon, unul dintre factori este reducerea populației. Pe 25 martie 2020, tot Bill Gates declară într-un interviu publicat pe TED că este necesar ca fiecare persoană să posede un certificat de vaccinare care să ateste imunizarea anticoronavirus, iar în urmă cu câteva zile, 2 aprilie, el declară la postul CBS News că este posibil ca întâlnirile în grup, mass gatherings, să nu fie permise celor nevaccinați. Eventual vom reveni la normal, deoarece se lucrează la producerea unui vaccin, spune el. Din această declarație, eu înțeleg că vaccinarea este asociată cu normalitatea. Când am văzut întâmplător o fotografie cu Gates Senior alături de familia Rockefeller, mi-am reamintit de investigațiile pe care le-am făcut la un moment dat despre Auschwitz, când am venit în contact cu informații despre producerea gazului Ziclon, firma Farben, legătura cu Societatea Americană de Eugenie. Evident că informațiile pot fi false sau conspiraționiste, deoarece știm cu toții că Bill Gates este un filantrop. El a donat sume mari de bani pentru a ajuta populația din Africa prin vaccinare sau administrare de pilule contraceptive, așa că vă îndemn pe fiecare dintre voi să vă informați și să nu credeți tot ce citiți sau auziți, nici ce spun eu aici. Informați-vă, fiți proactivi. Mulți dintre voi știu deja că coronavirusurile sunt larg răspândite în natură. De-a lungul anilor, fiecare dintre noi am venit în contact cu diferite tipuri de coronavirus și am avut răceli banale în asociație cu ele. Aceste virusuri pot fi prezente în organism fără să rezulte infecții. De asemenea,
Putem avea infecții asimptomatice, răceli ușoare sau severe însoțite de sindrom respirator acut sever. Trebuie să facem diferența între contaminare și infecție. Testarea care se face în mod uzual pentru coronavirus nu presupune izolarea și identificarea virusului la microscop, ci se testează fragmente de material genetic printr-un test numit PCR, adică o reacție de polimerizare în lanț. Noi detectăm un fragment dintr-un virus și presupunem ca probabilă prezența acelui virus în organism. Asta nu înseamnă că neapărat el este întreg și nu a fost deja atacat, izolat și în curs de metabolizare de către celulele noastre. Dacă găsesc fragmente de virus, iar persoana respectivă are simptome respiratorii, automat pun diagnosticul de infecție cu coronavirus, fără să pot dovedi asta. De asemenea, dacă persoana respectivă are o afecțiune în stadiul terminal, precum cancerul, sau decedează subit printr-un infarct, va fi luată în considerare infecția cu coronavirus ca posibilă cauză a decesului. În plus, trebuie să avem în vedere că testul pentru tulpini banale de coronavirus nu identifică COVID-19. Atunci când am adus în discuție ideea de a accesa informații în stare modificată de conștiință, am avut foarte multe persoane care s-au oferit voluntar. Am ales să fac doar 7 investigații cu persoane care au o susceptibilitate hipnotică bună, au intrat frecvent în mediul hipnotic sau au exersat stări de conștiință modificată. Pe majoritatea le cunosc de la cursurile la care eu am participat. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest mod de a accesa informații și se vor întreba cum poate intra cineva în hipnoză doar numărând de la 5 la 1, le voi spune că este nevoie doar de studiu și practică și încurajez pe fiecare să facă asta. Urmărind investigațiile, veți vedea că la aceleași întrebări apar răspunsuri comune sau diferite în funcție de punctul în care este accesată informația, de propriile proiecții sau modul de decodificare a informației. Aceasta este o oportunitate de a vedea din unghiuri diferite și de a ne reaminti să avem discernământ atunci când interpretăm informații și tragem concluzii. Eu nu vă spun că realitatea este într-un fel anume, ci vă aduc în atenție alte perspective. În toate investigațiile am perceput influența diferitelor tipuri de egregori. Într-una dintre investigații, am observat conectarea involuntară a persoanei la egregorul de neputință și paralizie a voinței. Asta se vede și în societatea noastră acum și asta arată modul în care ceea ce este în jurul nostru ne poate influența. Este important să conștientizăm legăturile dintre noi și faptul că împreună transformăm realitatea. Fiți observatori atunci când veniți în contact cu informațiile și detașați-vă de frică, furie, neputință, judecată sau credințe limitative. În același timp, fiți proactivi, studiați și experimentați voi înșivă. Intențiile și acțiunile sunt la fel de importante. Alegerile pe care le facem modelează realitatea în care trăim. Atunci când lăsăm pe alții să ne impună propria realitate, propria creație, înseamnă că am făcut o alegere. Aceste alegeri se reflectă nu doar asupra noastră, ci și a copiilor noștri. Sunt un fan al tehnologiei, dar cred că este important să avem discernământ în mâinile cui lăsăm dezvoltarea, implementarea și controlul ei. Îmi doresc ca toți cei care suntem acum aici să ne bucurăm de viață, să simțim viața prin toți porii noștri și nu să experimentăm într-o realitate distopică. Veți vedea într-una dintre investigații cum este perceput conceptul de creație fără esență divină. Vestea bună este că oricare au fost alegerile, această creație este într-o continuă transformare. Noi suntem creatorii propriei realități. Ceea ce este înăuntrul nostru este și în afara noastră. Haideți să lucrăm la armonizarea propriei ființe, iar asta se va reflecta în creațiile noastre. Să creăm în iubire și armonie, o lume mai bună pentru noi și generațiile viitoare. Mulțumesc celor care s-au oferit voluntar, celor care lucrează cu sine și transmit mai departe informațiile și, de asemenea, mulțumesc vouă celor care urmăriți această înregistrare pentru prezența voastră acum și aici. Pentru mai multe informații, mă puteți contacta la info@anaoprea.com.